Tot la ordonanță de urgență pentru primar în două tururi. Dacă săptămâna asta nu va da guvernul Orban ordonanța, se intră în cele 6 luni. Am înțeles că în 6 decembrie ar fi termenul limită de Moș Nicolae, să zic așa. Dumneavoastră, dacă nu se dă ordonanță pentru primar în două tururi, dumneavoastră personal, veți intra în opoziție în ce privește pe liberali sau PMP-ul va mai susține guvernul? Ce veți face? Și eu, când vorbim de opoziție, vreau să vă spun că eu am făcut o opoziție consultivă, adică și când am fost în opoziție față de PSD, am făcut o opoziție a românilor, bistițenilor, adică nu am fost nică contra. Și toate proiectele bune, legislative, le-am susținut, chiar dacă nu a fost pe placul partidului. Deci eu nu o să fac niciodată opoziție împotriva românilor sau împotriva și eu bistițenilor și o să sancționez totdeauna toate pozițiile greșite și care, pe care le consider eu că nu sunt... Nu, dar dacă nu dă ordonanța, PNL-ul nu o dă. Păi bun, și ce înseamnă opoziție? Să nu mai votezi o lege care ajută România? Nu, pe în plan local mă referam. Pe plan local noi nu avem în Consiliul Municipal niciun fel de consilier, deci nu putem face opoziție la plan local. Eu încă sper că... Ludovic Orban va da această ordonanță de guvern și, cum ziceți dumneavoastră, de 6 decembrie ar face un cadou românilor de Moș Nicolae această ordonanță. Ar fi o ce mi-aș dori, ar fi. Nu numai dumneavoastră, dar noi cu toții ne-am dori o democrație consolidată. Și în caz contrar, ați susține candidatul PNL la primăria Bistrița, în caz contrar? Noi susținem cel mai bun candidat. O să venim în perioada următoare să vă prezentăm felul în care vedem o alianță și felul în care vedem susținerea unui candidat. Noi vom susține candidatul cel mai bine cotat și candidatul care are șanse să câștige împotriva PSD-ului. Deci nu neapărat, nu e vorba de un partid, e vorba de bistrițeni. Și asta trebuie să înțeleagă celelalte partide politice. Este vorba de bistrițeni și de prioritățile municipiului nostru, dacă vorbiți de municipiul Bistrița sau de prioritățile județului nostru. Dumneavoastră personal ați putea fi un primar, un candidat de primar? A fost. Aș putea fi a fost candidat de primar și aș putea fi, dar să ne concentrăm pe temele pe care le avem astăzi, o să vin în fața noastră cu un plan de acțiune pentru ceea ce înseamnă unitatea dreptei și un front comun pentru cinele.